Ficatul uman este unul dintre cele mai importante organe care îndeplinește aproximativ 30 de funcții biochimice. Ficatul este unic prin faptul că este capabil să se regenereze. Cu toate acestea, într-o serie de motive, acest organ este uneori dificil, astfel încât mulți recurg la purificare. Principala cauza bolilor de ficat este consumul de băuturi alcoolice. Alcoolul etilic distruge celulele organelor care sunt responsabile de sinteza proteinelor, de transformarea carbohidraților și de eliminarea componentelor endogene. Din această cauză, ficatul crește în dimensiune și apoi apare o inflamație cronică. Este adevărat că bolile hepatice pot apărea din cauza toxinelor și a medicamentelor. O alimentație deficitară are de asemenea un impact, mâncarea în exces, alimentele grase și dulciuri și fast-food-ul sunt deosebit de dăunătoare. Alte cauze sunt tulburările metabolice, obezitatea și bolile virale. Afectează funcționarea unui organism important și un stil de viață sedentar. Dacă aveți probleme cu pielea, greață, arsuri la stomac și erupții constante, constipație, amărăciune în gură, flatulență, atunci ar trebui să consultați un medic. Dacă ficatul tău nu este grav afectat și vrei să scapi de toxine și să te simți mai ușor, atunci cel mai simplu lucru pe care îl poți face este să treci la mese mici și echilibrate. Lămâia și sucul ei sunt adesea folosite pentru a curăța ficatul, dar nu există dovezi științifice care să susțină beneficiile sale. Dar puteți include în mod sigur în dieta dumneavoastră peștii grași care sunt bogați în omega-3. Este ideal pentru a găti la aburi, înăbușiți sau la cuptor. Acizii grași reduc inflamațiile din ficat. Cel mai important lucru este să țineți cont de raportul dintre proteine, grăsimi și carbohidrați. În timp ce grăsimile animale trebuie înlocuite cu cele vegetale, precum și să mâncați porții mici și să evitați înfometarea. Relatează știri pe surse.ro.